Acum mă duc în oraș să-mi iau dosarul de la acte auto. Găinați extraordinar. Hai, gras, o teleportează-ne. Și-am ajuns. Da, eram o dată. Da, mișto mașina. Neagră cu piele cremă în urmă. Da? E belea. Mulțumesc. O zi bună. Gata, gras, o dum acasă. Gata, după cum o vedeți, am intrat un pic în mașină, am o problemă. Mi s-a rupt mânerul de la torpedo, nu cred că o să pot să-l repar, o să dau comandă probabil de un torpedo nou. Dar problema este că mi-a rămas înăuntru un accesoriu de la GoPro esențial. Hai, dă-te în gură. O să-l rup așa. Măcar am încercat. Bine, aia e, am plecat. Planul este să scoatem mașina asta din curte ca să aibă loc asta să iasă. Am vrut să ieșim la sector și eu ca fraier am uitat pozițiile aprinse și când să pornesc mașina, n-am avut ce mașină să mai pornesc. Insert fraier pe. Și plecăm pe jos acum, ca fraierii. Am venit să vă iau sufletele. Ia spari ei și tu. Așa se filmează aproape de prăpastie. Sorin tocmai a salvat o mâță. Era o mâță cu capul băgat în conservă. Sigur, cineva a băgat-o acolo. Sorin a luat-o și i-a scos capul, că sigur murea. A dat cu băț în conservă, a strivit-o să nu mai poată nimeni să bage pisici în ea. Și bagajele sunt gata și sunt pregătit să plec la București. După ce i-am omorât bateria, am pus-o la încărcat și acum eu pun la loc pe mașină. Și acum, ca să pot să ies cu mașina albă din curte, trebuie să le scot pe astea două întâi. Ok, acum să o scot pe asta. Și înainte de plecare la București. Plecăm la București. Și am ajuns în București, o să mă pun imediat pe despachetat acum. Și cam asta a fost, am ajuns la București cu bine, m-am băgat în pat, mă bag să mă culc, că mi-e somn de mor. Ne-am zis mâine.
Și am ieșit acum la plimbarea de dimineață. Stă să plouă acum și sper să nu mă prindă ploaia, că nu mi-am luat umbrela la mine. Tor, dacă mă auzi, te rog, nu da ploaie. Sunt plecat de acasă de o oră, bă, și o cafenea n-am găsit și eu ca să-mi iau o cafea. Ce viață tristă. Și dacă nu mi-am găsit deloc cafea? Este prima zi în care gătesc la București, am zis să vă arăt ce fac aici. Momentan tai un dovlecel și vreau să fac dovlecel la cuptor cu rasol de vită. Mi-am luat și niște snack-uri. Acum tai un pic dovlecii. Am descoperit că dovlecii plăcintari sunt super buni și cruzi așa. Deci că e pepene galben, dar fără gust. Și cam așa arată înainte să o bag la cuptor. Și în final așa arată rasolul meu de vită cu dovlecei. Abia m-am trezit, neața, neața. Și până data viitoare, pa!